Da, avem uh, discuții. Vă salut, mulțumesc celor care mă susțineți, celor care uh, scrieți cu argumente. Uh, avem uh, comunicat uh, al domnului Vasaras, uh, care a luat foc așa pe peste noapte, uh, pentru o eroare uh, evidentă, dar au mai fost erori evidente și n-a zis nimic. E, acum poate ne dăm seama de cât de puternici sunt cei de la CFR pentru că imediat pentru a nu se inflama mai mult spiritele uh, decât ar fi cazul domnul Vasaras pe timpul nopții analizează, vede muncește, compune așterne pe hârtie cu ajutorul tastelor și dimineață hop și publică comunicatul de presă sau ce, ce este Repet, în urma unei greșeli de arbitraj, nu întâmplător împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din ultimii 10 ani. Mă refer la CFR Cluj și da, dacă mă întrebați pe mine, nu ca suporter Rapidului, așa, ca privitor de fotbal, abia acum mi-am dat seama ce înseamnă exact CFR Cluj și de ce reacția asta. Înseamnă că oamenii chiar sunt respectați și sunt puternici. Pentru că n-am văzut o astfel de reacție uh, și chiar nu mi-aduc aminte. Uh, nici... Uh, n-am văzut o altfel de, astfel de reacție când alte echipe au fost dezavantajate sau defavorizate. Și cel mai... Nou exemplu, cred că a mai fost odată, o, așa, un comunicat după un meci sepsi-poliaș. Dar și când a ieșit domnul Vasara și ne-a explicat cu niște argumente așa de ne stârneau zâmbetele, cred că la un meci, nu mai știu ce, tot așa au fost niște discuții, nu știu dacă a fost FCSB-ul implicată sau nu. Dar de ce n-a ieșit domnul Vasara și n-a cerut toate datele și uh, analizele și remeneurile și toate lucrurile astea după meciul rapidului de la Ploiești? Unde? Și îmi scrie un băiat, FCSBist. da, domne, jos pălăria, Robert, ai dreptate, e fault, e penalti la Musi, da? Îmi scriu din Amoviști, bă, zice, nu te halim pe tine că aia e. Da, să dă penalti. E penalti. Păi și atunci, acum, de ce e atitudinea asta? Domnul Bala spune că domnul este dălăudat că înseamnă că mă, e un om puternic, domnul Vasaras. Dar nu vorbim de domnul Vasaras. În mod special. Pentru că domnul Vasaras reprezintă o, o comisie, o, un, un stat în stat. Hai să fim serioși. Comisia Centrală a Arbitrilor e stat în stat. Ai că și decide când vrea și ia măsuri când vrea și face delegările tot timpul și 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 și, și dă și. Păi și atunci, dacă tot au puterea asta, de ce nu? Sau de ce n-au spus? O să vă citesc comunicatul imediat. De ce nu spunem comunicat acolo? Ne cerem scuze tuturor echipelor dezavantajate pe parcursul campionatului. Domne, mai e o etapă. Am analizat în general și individual prestația arbitrilor, prestațiile arbitrilor. Suntem de acord că au fost greșeli umane și ne cerem scuze tuturor celor sau tuturor echipelor care au fost, sau au considerat și au fost defavorizat. Și atunci există un echilibru. Există un. nu știu. Nu există teama în, în rândul arbitrilor că am vorbit între timp și cu vreo doi arbitrii. Și îmi spun așa. Păi bă, înseamnă că noi trebuie să ne gândim de două, trei ori înainte să, să luăm o decizie împotriva CFR-ului. Că ne-a cam arătat pisica. Ai că, bă, grijă mare. Și aici ați înțeleg și pe patronul de la FCSB. Păi, bă, dacă tu vorbești numai de, de CFR, cu tot respectul pentru CFR, și am spus mai devreme, bă, una dintre cele mai bune echipe din ultimii 10 ani din fotbal românesc. Dar de ce ai tu atitudinea asta exact la 12 ore, mai puțin ce n bă, după meciul CFR-ului? Când CFR-ul, repet, este defavorizat. Dar Rapidul, vineri, n-a fost defavorizat la Ploiești că nu i se dă penalti. Nu discutăm cartonașul roșu lui Borza. Ok, a luat roșu, așa a considerat arbitru. Să fie primit. E penalti. Toată lumea zice că da. Păi și de ce n-a zis duminică, sâmbătă? De ce vine tocmai luni după meciul cfr ul și ne spune? Ăsta e un semnal din punctul meu de vedere. Că, domne, ai aveți grijă cu CFR-ul, să nu mai greșiți, că e groasă. Păi așa e, așa pare. Și atunci mai e competiție sportivă. Oi arbitrii nu se gândesc acum. Aolo, păi ăia care au greșit contra CFR-ului au avut viață grea. Și repet, greșeala este evidentă. Dar momentul și formularea nu este bună. Domne, am verificat atitudinea, am verificat corectitudinea, am verificat ce ați verificat voi de-a lungul acestui an competițional, adică din vară până acum. Și unii arbitri și chiar fără a da nume, că nu interesează pe nimeni nume, unii arbitri, unele brigăzi, un care au greșit, au fost, li s-a adus la cunoștință, n-au fost nimic. Și ne cerem scuze tuturor echipelor care au fost dezavantajate. Dar tu vii și zici așa, domnul Chiros Vasaras, Imedi Acum citesc, da? Citez. Imediat după fluierul de final al meciului Sepsi OSK CFR Cluj disputat duminică 17 decembrie, ce ce a obținut imediat. Ai că de vineri de la Ploiești până duminică seară n-ai avut timp să le obții. De la Sfântul Gheorghe, de, sâmbătă de duminică noaptea, până luni la prima oră ai avut timp să le și obții, să le și analizezi, să și scrii. A obținut imediat toate informațiile și a intrat în posesia imaginilor din camera VAR pentru a analiza cu atenție faza în, care, în urma căreia sepsi a marcat în 85. Ca urmare a analizei făcute a rezultat că s-a comis o eroare. Linia albastră a fost atribuită atacantului, iar cea roșie e fundașului. Cu toate că cel care atribuie liniile este operatorul de relori, relori care face parte din echipa tehnică var, arbitru var și asistentul var nu pot fi absolviți de vină. Ei ne nerealizând eroarea comisă. Deși foarte bine a observat o posibilă poziție de offside. Păi s-a dovedit că au greșit și e pozit posibilă poziție. De asemenea, arbitru asistent, chiar dacă upside-ul a fost unul mic, nu ușor de sesizat în dinamica fazei, va suporta și el consecințele. Am avut deja o primă discuție în cadrul CCA și am decis să înlocuim toți cei trei arbitri de la viitoarele delegări. Mâine începe etapa. De asemenea, Vom avea în perioada următoare o întâlnire cu echipa tehnică pentru a vedea cum putem evita pe viitor astfel de greșeli. În concluzie, golul a fost marcat din offside, o eroare regretabilă a brigăzii de arbitri, motiv pentru care doresc să, prezint, să prezint scuze în numele CCA celor afectați de această greșeală închei citatul și cititul. Păi nu ne spune altceva de alte greșeli. Ne spune doar de greșeala asta că o ia trei, că o ia din camera var care de fapt și ea mai sunt încă vreo trei, că păi și dă ploiești. Mă, dă ploiești nimic? Alte meciuri cu probleme, de acum o etapă, de acum două, de acum trei, cinci, șapte, zece. Păi numai ce fereu eu a fost dezavantajată și este ieri. Sunt de acord. Păi. Da, probabil ce fereu sunt forțoși. E de apreciat că ei recunosc că au greșit. Și e de apreciat și că îți prezintă scuzele. Dar eu vă întreb pe voi și vă rog eu frumos să-mi scrieți în comentarii. E, nu se creează așa acum în rândul arbitrilor un curent pro -CFR Cluj? Pentru că ea se vor gândi. Ba, mai ieșit vreodată Vasara campionatul ăsta să fie așa vehement? Eu cred că nu. Ba, a mai ieșit Vasara vreodată cu subiect și predicat să spună despre o brigadă și despre o echipă că a greșit și că a pierdut din cauza greșelii sau greșelilor anunță că îi schimbă poia că îi suspendă cu alte cuvinte. Păi ăștia nu o să fie acum o să le tremure gladiolele când vor arbitra CFR-ul, pentru că ei să vor gândi mamă, a greșit contra CFR-ului, mă curăță, mă suspendă, mă înlocuiește, mă nu știu ce-mi face. Și se și pot gândi că ce e la limită, trebuie să dea pentru ce fere ca să nu se supere șeful cel mare. Că l-am văzut și pe, apropo de foști arbitri, l-am văzut și pe domnul, pe domnul Avram, care zici că a fost nu numai arbitru n-a fost. Sau poate a fi fost mocelar cu fluier, nu știu. Păi ne explica acum vreo două săptămâni cu mamă, mamă, cu citate, cu regulile jocului, cu normativa, cu Uh, uh, asta, recomandarea cu, domne, când lovești mingea trebuie să-ți controlezi mișcarea, că ce se întâmplă după aia e foarte important. Și ca drept dovadă și prin urmare, iacă, iacă tă, că se duce piciorul după ce degajează, chiar dacă mingea e la cucuieții din deal și îl zgârie și atunci e faul din neglijență și... Păi și vine domnul Avram acum, același Avram care nu mai știe el, dar acum nu mai știe de normative, de recomandări. De... Ne spune că la faultul lui Musi, când îi rupe capul unul de la rapid, Baca a băgată la capul prea jos, bacă ăla nu s-a, domne, el nu s-a informat și s-a uitat numai la minge. Mă putea să se uite și la albă ca zăpada, fără cei șapte pitici, în tribună. Putea să se uite după femei, putea să facă ce dorea el musi. Asta nu înseamnă că dacă îi dă lui ăla peste gură, peste picioare, peste cap, după ce a lovit mingea, nu fluier nimic. Că ne prostește domnul Avram, crede că suntem surzi și orbi. Păi, măi domnul Avram, dacă tot... Păi, analizăm în funcție de prietenii? de cumetrii, de antipatii, de ce facem? Eu știu că regulamentul ăla și cred că v-a învățat și pe dumneavoastră. Bine, depinde în ce epocă. Arbitru ar trebui să fie imparțial, să judece la fel fazele. Păi cum ați fost dumneavoastră imparțial ca arbitru dacă acum, că nu sunteți obligat să luați o decizie în câteva fracțiuni de secundă, fără ajutorul varului, și stați, vă uitați și la meci și la televizor, vă faceți canalizați și dați niște soluții eronate. Păi, sunteți priceput, fost arbitru, formator de opinie. Nu știu dacă găsesc aici, dar haideți că o să caut acum. Uh, stați numai puțin, caut ea. Marius Avram, Comentează faulul că din punctul meu de, -o, de -o vedere e faul, nu scriu faza. Lui, Musi, Hai că nu mai scriu petrolul ploiești da. Lui, Moldovan, păi da. Ia. Asta e golul florinel. Păi, ia, uitați! Arbi... Ce ne spune Marius Avram? Știți faza cu Crețu la FCSB? Eu am zis că nu se dă faul niciodată. Bă, nu se, de ce nu se dă faul? Păi ăla e cu piciorul jos. Nu se duce cu talpa sus. Nu. A, e ok, există contact. Păi da, dar la nivelul solului, după ce dă minge pe piciorul, dă sprijin, e mai mult simulare, hai să fim serioși. Dar Bă, să dă faul, nu? Să dă că... Domne... Îl lovește crețul cu... Pă, crețul lovește mingea în genunchi. La un picior. Crețul de la FCSB. Piciorul stâng și tot corpul alunecă pe iarbă că ăla bag alunecare. Și îl șterge pe gheată sau pe nu știu ce cu piciorul celălalt. Pe pulpă, pe gambă, nu mai contează. Și domnul Avram... Ce ne spune? Păi, nu, domne, sta să vă zic că, domne, de ce intervine arbitru var? Că nu N avea voie să intervină, că nu e nimic. Și după aceea, fiți atenți. Uh, unde e? Stați așa că vă. Domnul Porumboiu zice, Sebastian Colțescu a luat într-un final decizia corectă. Păi, Ok, dar zice domnul Porumbuiu, adică domnul Porumbuiu eu cred că a fost mai mare arbitru decât domnul Avram și la alt nivel. Domnul Avram zice așa. Din punctul meu de vedere, este o fază la care arbitrul var nu trebuia să intervină. Este interpretabilă, controlată total de arbitru în teren și atunci eu aș fi dat credit deciziei luate de arbitru de a lăsa jocul să continue. Păi și... Ok. Să lase jocul ăla, nu? Păi și acum îl lasă jocul la un fault evident. Acum nu trebuie să zică ăla din camera var, bă, păi îi rupe capul. Stai bă să intervin. Că ăla intervine varul și domnul Colțescu sucește faza. O sucește. Dă faul, nu mai dă gol la Florinel Coma. Nu? Și ne zice, păi da, domne, dar eu m-am mutat la meci și Colțescu a lăsat jocul liber. Bărbătesc. Păi da, mă, dar ok, contacte, alunecări, uh. bă, dar nu coate în gură, picioare întâmplă. Ok, a lăsat jocul ca în Anglia, bă, bravo, ok. Ne place și nouă de la televizor, că vedem cursivitate. Nu să întrerupe jocul, să joacă agresivitate, bă, jos pălăria. Dar în care nu eu sunt de acord cu domnul Avram. Că ăla a vrut să fie englez. Dar ăsta în care eu la petrolul n-a... N-a văzut, n-a controlat faza. Ăla la var, în gheretă, n-a văzut că ridică la picior un cer. Nu? Păi... Și sta să vedeți și de Moldovan ce zice. De... De ăsta, de de moldovan, citeam aici. De musi. Stați că nu găsesc. Nu găsesc că... Ia. Poliaș a avut penalti. Hai să vedem pe Digi. Că Digi îl promovează pe domnul că este și analiz de arbitri acolo. Și ne spune acum că nu, domne, că stați liniștiți, că ăla să duce nu știu cum, ăsta să duce și dă minge. Păi da, da, dă minge, dar după aia îi rupe capul. Uite, la faza asta zice domnul Avram, care am discutat-o, că domne, așa consider eu. Ok, dar... Uh... Marius Avram, uitați nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri. Hai să vedem că explică dânsul. Zice așa, fază interesantă, delicată, păi, dacă e delicată e un semn de întrebare. Din punctul meu de vedere, fundașul celor de la Petrolia e jucătorul în apărare, fundaș, joacă mingea în mod clar, fără să știe unde e adversarul. Păi e treaba lui, mă, că nu știe unde e adversarul, e imprudență. Nu știe unde e adversarul. Adversarul vine, dă minge și ăla i rupe gura. Între ghilimele. Păi și e vina mea? Că n-a știut ăla unde sunt? Dacă îl lovește în care eu e penalti. Joacă mingea. Apoi are loc un contact între cei doi. După ce jucătorul de la Rapid a încercat să lovească mingea cu capul. Nu m-a lovit-o, n-a încercat. Și să pedepsește și intenția. Poate ăla s-a speriat și a dat pe lângă ea când a văzut pe muzică, are ghete de la... Are o pinci în loc de ghete. Astea sunt niște de-astea la mișto. Ai, domne, era, nu știa unde adversarul. Păi nu ne vorbea dânsul de imprudență. Mai departe. Nicăieri în legile jocului nu are voie să joace mingea dacă este la nivelul capului. El pur și simplu se preocupă de minge. Ce, se, ce să mai spune? În schimb, este că atunci când un fotbalist se ferește, pentru că un adversar joacă la nivelul capului, e considerat un joc periculos, care se sancționează cu lovitură liberă indirectă. Păi da, dar n-a dat nici indirectă. Și asta e o vrăjeală cu joc periculos. Joc periculos e când ridici piciorul și ăla face așa și nu mai dă minge. Sau să oprește. Ăsta îi dă în cap. Ce vrăjeală asta ne ia domnul Avran cu dastea de, de Maidan? Aici nu este foarte clar care dintre cei doi generează contactul. Pentru că vedem că și cel de la rapis se duce cu capul înainte. Păi cum vrei mă să lovească mingea cu capul înapoi? Îl atacă mingea băi cu fața la poartă, domnul specialist. Îl vrea să dea cu capul spre poartă. Ce, ce nu se vede cine e. Bă, serios? Să ce capul înainte și cel de la petrolul lovește mingea. Păi da, dar după aia mă lovește în gură, în cap, în tâmplă, în ochi. Nu e, nu e, e n-a știut, avea prioritate, mă, trebuia să ne spui că Musi are prioritate de dreapta. Și atunci ăsta de la rapid trebuia trebuia avertizat pentru că nu i-a cedat mingea. Din punctul meu de vedere nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri. Eu spun că el e preocupat strict de jucarea mingii, nu de adversar, dar nu ne interesează. El poate să fie preocupat de încălzirea globală. Poate să fie preocupat de ce vrea el. Din moment ce din imprudență, din neglijență, din, că nu are GPS-ul activat, face un fault în care o e penalty și cu asta basta. Nu am un argument că nu-l vede, dar să uită tot timpul la minge. Păi nu, nu știi că, nu știe unde e poziționat e un argument, că nu-l vede nu e argument? Păi nu-l vede că nu știe unde e poziționat. Și e fault și penalti. Această fază ar fi fost diferită dacă jucătorul ar fi venit din fața lui și atunci era cu talpa către el. Bă, serios? A, deci dacă venea la pe sens unic, da, dar așa e dublu sens și nu. Acum eu nu zic că rapid ar, ar fi, meritat să câștige sau ar fi câștigat la ploiești. Și ar cei de la ploiești chiar n-au nicio vină. Ca și ei un gol anulat pentru un faul la moldovan. Dar explicațiile astea date la mișto așa că suntem prieteni cu oia, nu simpatizăm cu oia, uh, lasă, nu zicem nimic că e bine așa, uh, nu fac bine din partea unor oameni care se vor să cred și sunt specialiști și formatori de opinie. Pentru că omul să uită acolo suporterul și mâine să duce cu ăla să ceartă la servici. Că ce păi n-a zis, bă, domnul Avram, și ăla ce, du-te, bă, de aici că am vorbit eu cu, bă, prietenii tăi sunt niște proști, bă, a zis domnul Avram. Păi, tu știi cine e Avram? E Avram Iancu. Hai să terminăm cu vrăjelile astea. Rapidul poate rata penalti, Rapidul poate lua după aceea două goluri de la petrolul, la... putea să se întâmple orice. Nu garanta nimeni Rapidului că dacă primea lovitura de la 11 metri, marca și câștiga jocul. În 10, în 15 sau în 17. Dar explicațiile astea date pe prietenii nu sunt bune. Nici ceea ce face domnul Vasaras. Păi văd că ăsta e așa, păi ăla nu greșește că e tovarășul meu, păi ai certăm că au dat contra CFR-ului, dar de ce nu i-aș certat pe ăștia că n-au dat, dat, nimic rapidului? Ok, CFR-ului li să scoate mingea din poartă. Să fie clar, este upside, clar și mare și li se anulează un gol. Dar rapidului la fel nu i să dă un penalti la fel de clar, care poate decide meciul. Și nu are nimeni nicio atitudine. Nu ia atitudine. Atitudine au de ghiocei. Și mai și ironizează că a dat clubul prin vocea președintelui Nicolae un comunicat de presă. Că au ales să nu pună să facă tamtam -tam în emisiuni. Să pună presiune. Dau un comunicat ironizat. Păi de ce mă că a fost penalti? Contrasens, cedează trecerea, nu vine de... Păi, domnul Avram, faceți le niște săgeți, dumneavoastră. Făceți-le niște săgeți și dacă nu respectă ea săgețile, amendați -i. Sau dirijați nu luați-vă un joystick. Dacă ne spuneți că ăla vine din față, ăla nu știe unde e, n-are GPS-ul activat, e pe contrasens. Mai trebuia să ne spuneți că ăla de la Rapid care ataca nu avea voie să se ducă în atac. Și atunci înțelegeam. Aștept mesajele voastre și comentariile pro și contra, vă rog cu argumente. Să vedem cine are dreptate. Vă mulțumesc, rămâneți alături, fiți buni și așa și mâine, că ne vede din ce în ce mai multă lume. V-am pupat toate cele bune, sunt curios ce va face Dinamo cu Botoșani. Toate cele bune și să vedem un meș frumos! V-am pupat!